La întâlnirea pe care primarul Lucian Micu a avut-o cu medicii și cadrele medicale din Spitalul Municipal de Urgență Roman miercuri 25 ianuarie, doctorița Nicoleta Popescu, șefa secției ATI, dar și responsabilă cu transfuziile sanguine, a adus la cunoștința edililor faptul că unitatea sanitară se confruntă cu o criză de sânge majoră, mai ales la sfârșit de săptămână și în timpul sărbătorilor legale. Opinia medicului Romașcan nu este însă împărtășită și de șefa Centrului Județean de Transfuzie Neamț, care susține că nu are cunoștință de o asemenea criză, cantitatea necesară de sânge fiind onorată inclusiv în perioada 23-24 ianuarie, când au fost zile libere. Centrele județene de transfuzii sunt obligate să asigure cantitatea necesară de sânge transfuzabil spitalelor din județele lor și, în măsura în care au sânge disponibil, îl pot trimite către alte județe. Din punct de vedere legislativ, Centrul de Transfuzie Piatra Neamț și orice centru județean din țara asta este obligat prin lege să distribuie sânge la spitalele arondate centrului respectiv. Problema cu cererea, cu comenzile de sânge din spitalele din afara județului Neamț, respectiv Iași, dacă facem, dăm un exemplu concret, deci comenzile respective sunt, se pot onora sau nu în funcție de stocul care îl avem în urma distribuției sângelui în spitalele din județul Neamț. Dacă stocul ne permite să facem distribuție de sânge și la spitalele din afara județului Neamț, facem, pentru că noi pentru asta recoltăm, să distribuim sânge acolo unde este nevoie. Dar nu are nicio legătură cu faptul că bolnavul este internat în spitalul din, un bolnav din județul Neamț, cu domiciliu în județul Neamț, este internat într-un spital din județul Iași sau într-un spital din Mureș sau București. Din punct de vedere legal, un spital face comandă de sânge la centrul de transfuzii din județul său. Deci, corect și legal ar fi ca medicii din spitalele respective, respectiv Iași, București, Mureș, să facă o comandă de sânge la centrul de transfuzie din județul respectiv. Deci, dacă spitalul, dau un exemplu, Sfântul Spiridon, are un pacient din județul Neamț, internat, și care are nevoie de sânge, înainte de a face comandă, uitându-se pe buletinul pacientului, înainte de a face comandă la centrul de transfuzie din Piatra Neamț, ar trebui să facă o comandă la centrul de transfuzie din Iași. Dacă centrul de transfuzie din Iași spune că nu are sânge suficient sau nu are deloc pe grupa și pe RH-ul pacientului, atunci centrul de transfuzie din Iași ne sună sau ne trimite o comandă spunând că, uitați, am un pacient din județul dumneavoastră și noi nu facem față, nu avem în stoc suficient sânge și vă rugăm să ne onorați, dacă aveți cumva în stoc, vă rugăm să ne ajutați și să trimiteți la noi, pentru că noi distribuția sângelui oricum o facem prin centrele de transfuzie, nu prin spitale. Centrele de transfuzie au contracte de livrare de sânge între ele și nu doar cu spitalele, iar produsele sanguine sunt perisabile și pot fi folosite maxim 30-40 de zile. Noi nu avem contracte încheiate cu spitalele din afara județului Neamț, pentru că nu suntem obligați prin lege. Și, repet, obligația noastră este să onorăm nevoia de sânge din județul respectiv. Dacă mai rămânem cu sânge, da, este o obligație morală, este ceva, este uman, este normal să ajutăm, că nu avem niciun interes să rămânem cu sânge în stoc. Nici nu avem cum să rămânem. Sângele oricum este perisabil, oricum expiră în 30-40 de zile. Bolnavii internați într-un alt județ devin automat pacienții spitalului respectiv, care are obligativitatea asigurării medicației adecvate și a cantității de sânge necesară unei intervenții chirurgicale. Un bolnav, și cred că sunteți de acord cu mine, da? Dacă dumneavoastră ați fost internată, sunteți din județul Neamț și ați fost internată la Iași, sunteți de acord că vi s-a făcut o fișă, da? Da. Și ați devenit o fișă de internare, da? Și ați devenit pacient al spitalului respectiv. Da. Dacă vi s-a pus tot tratamentul, inclusiv, deci, cazare, tratamentul de care aveți nevoie, că medical, medicamentos sau chirurgical, inclusiv nevoia de sânge sau tratamentul cu sânge, trebuie făcut tot de către spitalul respectiv și nu uitându-se cineva, un medic, pe buletinul pacientului, da? Deci spitalul respectiv trebuie să asigure și nevoia de sânge, considerând pacientul spitalului respectiv, nu că este din, are domiciliu Neamț, Botoșan. Punctul de recoltare de la Roman asigură procentual 30% din cantitatea de sânge necesară județului Neamț. Punctul de recoltare din Roman aparține Centrului de Transfuzii Piatra Neamț. Nu se cheamă centru de recoltare, este un punct fix de recoltare. Acolo doar se recoltează sânge, tot sângele vine zilnic, este adus de șoferul Centrului de Transfuzie Piatra Neamț. este adus zilnic la Piatra Neamț pentru procesare, control biologic, pentru validare și apoi să fie distribuit în spitale. La Roma se recoltează aproximativ 30% din colecta totală a Centrului de Transfuzie Piatra Neamț. Eu, cel puțin în ultimile săptămâni, n-am avut nicio discuție, nu m-a sunat nimeni de la unitatea de transfuzie din Spitalul Roman să-mi spună că nu se descurcă cu sângele care l-au primit. Ieri, de exemplu, a venit ambulanța, s-a făcut o cerere de sânge de la Spitalul Roman, exact cât sânge au dorit, atât le-am dat. Și vă mai spun un amănunt. Luni noi am lucrat, da? Centrul de transfuzie din Piatra Neamț a lucrat în ziua de 24, când puteam să stăm acasă. În ziua de 23, scuzați. Am lucrat, a venit ambulanța și luni de la Roman. Cât sânge au dorit, atât le-am dat. Nu mi-a spus nimeni că sunt într-o criză mare de sânge. Dar, în același timp, recunoaștem că la nivel național, numărul donatorilor de sânge scade de la an la an, inclusiv colecta din 2016 a scăzut față de colecta din 2015. Nu știu să vă spun de ce. În condițiile în care colecta este scăzută la nivel național și ținând cont de faptul că tot prin lege medicii prescriptori sunt obligați, deci prin lege medicii prescriptori de sânge sunt obligați să facă promovarea donării de sânge, respectiv să trimită aparținătorii, deci rudele bolnavilor internați care au nevoie de sânge, să-i trimită către centrele de transfuzie să doneze, că la Piatra Neamț sau la Iași, oriunde în țară e bine venit. Numărul de donatori scade de la an la an și nu îmbătrânirea populației pare a fi o cauză a diminuării de la o etapă la alta a donatorilor fideli, ci mai degrabă starea precară de sănătate a acestei națiuni face ca oamenii să nu se mai simtă în stare să doneze sânge. Românii trebuie să doneze sânge pentru că numărul donatorilor a scăzut. Nu știu de ce ideea asta cu îmbătrânirea populației, pentru că din statistica cel puțin a Centrului de Transfuzii Piatra Neamț, numărul donatorilor noi a crescut. Iar din numărul donatorilor noi fac parte și foarte mulți tineri. Nu cred. Deci adresabilitatea tinerilor la donarea de sânge a crescut. Nu cred. Și eu, părerea mea este că și mentalitatea românului s-a schimbat în acest sens. Mai curând aș crede că, nu știu, poate m-aș lega de nivelul de trai. Poate românii nu se mai simt în stare să vină să doneze sânge. Poate au și ei la rândul lor ceea ce credem noi populație sănătoasă, poate nu-i chiar atât de sănătoasă. Da? Deci orice om care își dorește, poate în mintea lor au ideea asta de a dona sânge, dar poate nu se simt în stare fizic să doneze sânge sau poate nu au timp, poate sunt ocupați, poate au alți... Și atunci când au o problemă, o rudă bolnavă, atunci se mobilizează. Pentru că, într-adevăr, prin creșterea numărului de donatori noi, am ajuns la concluzia că mobilizarea și respectiv adresabilitatea donatorilor către centru de transfuzie crește atunci când au o nevoie, când totul este legat de necazul unei rude apropiate sau unui prieten, a unui coleg. A scăzut numărul donatorilor fidelizați. Nu știu, nu găsesc explicația. Șefa Centrului Județean de Transfuzii Neamț, doctorița Victoria Marin, este însă de acord cu faptul că medicii trebuie să gestioneze rațional cantitățile de sânge care le sunt livrate. În județul Neamț s-au recoltat în 2016 peste 7.000 de unități de sânge, mai puțin cu 300 de unități ca în 2015, dar în ușoară creștere față de 2014.